O polițistă în vârstă de 22 de ani a fost împușcată în cap în Cernăuți, în fața unei școli unde fusese trimisă cu un alt coleg ca să rețină un pedofil. Conform Digi24.ro, polițiștii fuseseră sesizați prin apel de urgență că la o școală din Cernăuți, un bărbat molesta copiii și se dezbrăca în fața lor, scrie Ziarul de Iași. La fața locului au fost trimiși Taisia Tatarin și colegul ei, Alexandru Huțul. Când i-a văzut pe cei doi, suspectul a tras 5 focuri de armă asupra lor. Tânăra polițistă a murit împușcată în cap, iar colegul ei a fost rănit. Pedofilul a fugit, iar în mai puțin de o oră a fost împușcat de forțele speciale ucrainene. Din cauza rănilor suferite, el a murit. Potrivit autorităților, ucigașul Taisiei avea 53 de ani și era original din Crimea, dar avea domiciliul în Jitomir, la aproape 400 de kilometri de Cernăuți. Colegii și apropiații tinerii polițiste au postat pe rețelele de socializare numeroase mesaje în care își exprimă durerea, potrivit presei locale. Cuvintele nu pot transmite toată durerea și tristețea. Este ca un coșmar, este imposibil să realizezi. O amintire eternă, a scris una dintre rudele fetei. Ai fost unul dintre cei mai buni oameni pe care i-am cunoscut, a scris și unul dintre colegii Taisiei. Inima mea se rupe în bucăți, taia noastră a murit, a scris un alt polițist, coleg cu Taisia, relatează știrile ProTV.ro.